Continuă admiterea elevilor la școala profesională din orașul Leova cu sediul în orașul Cimișlia pentru anul de studii 2024-2025. Grupe cu meserii cu terminul de studii de 2 ani, învățământul dual. Croitor, confecționer, croitoreasă, confecționieră, îmbrăcăminte la comandă, mecanic, mecanică auto, bucătar, bucătăreasă, placator cu plăci, operator, operatoare la mașini agricole. Procesul educațional se desfășoară în cadrul școlii profesionale orașul Leova cu sediu în orașul Cimișlia, strada Ștefan cel Mare, 12. Elevii admiși la studii beneficiază de bursă, categoria 1, 725 de lei lunar, categoria 2, 610 lei lunar și categoria 3, 515 lei lunar. Elevii sunt asigurați cu cămin, prânz gratuit, bursă, actele necesare pentru înscriere la comisia de admitere, buletin de identitate, certificat de naștere, copie, actul de studii în original, certificat despre componența familiei, 4 fotografii 3x4 color. Doritorii de a fi admiși se prezintă la comisia de admitere orașul Cimișlia, strada Ștefan cel Mare 12, în fiecare zi de la orele 9 până la orele 14. O șansă pentru viitorul tău, școala profesională din Leova cu sediul în orașul Cimișlia. Școala profesională din Leova cu sediul în Cimișlia dispune deci de un cămin foarte amenajat. În acest cămin sunt amplasate blocuri în care cămeri de 2 și de 3. Sunt condițiile de trai pentru aproximativ toți elevii care o să învețe să facă studiile la Cimișlia, aici pe loc, în învățământul dual. Totodată, deci în cămin avem o baie comună, bucătărie, sală de festivități, sală de odihnă, care e înzestrată cu televizor, internet, Wi-Fi. Și condițiile sunt foarte bune, de la 1 septembrie toți primesc lingeria de pat, deci pe etaj sunt aproximativ 20 de cămeri, să spunem blocuri, câte 5 și avem 3 camere câte 2. Nu aproximativ, dacă noi socotim, deci 100 liber elevi putem să-i cazăm în aceste încăperi. Totodată vreau să spun că sunt condiții create, condițiile în încăperi au priză pentru care să-ți pregătească deci micul dejun, un ceai, iar în bucătărie să-ți pregătească mâncarea pentru cină, pentru prânz. Și în fiecare bloc, practic, în fiecare bloc și cameră, au sectorul auxiliar, deci sanitar, care e înzestrat cu lavoar și viceu. Mă numesc Vladimir Poliakovski, sunt maestru instructor la profesia de operator la mașinile agricole. Operator la mașinile agricole, asta e... Anul trecut erau tractoriști și mașiniști în producția agricolă. S-a schimbat denumirea, dar tot așa și e. Tot așa ești profesie. Elevii în auditoria asta studiază construcția și destinația construcția motorului, a tractorilor, a tractorului. Instruire practică care o petrec la agenții economici și agenții economici ei s-achită cu dânșii și s-achită foarte bine. Ajung la undeva 4-5, ajung și la 8-9 mii de lei pe lună. Băieții sunt tare bucuroși, ei totodată și primesc și leafă, totodată și studiază, învață și asta e foarte bine pentru dânșii. Acumulează practică foarte bună.
studiază 2 ani de zile, eu așa mă gândesc că mulți elevi a să prelungească lucrul de acum la agenții economici. A să rămâi acolo pe loc. Dacă îi remunerează bine, ei numai decât o să rămâi acolo pe loc. Mă numesc Borș Tatiana, sunt maestru instructor la școala profesională din Cimișlia. Meseria de bucătar este adică o meserie foarte avantajoasă, cu termenul de studii de 2 ani, care sunt 70% de învățătură la agentul economic și 30% adică să învață în școală. Elevii dețin bursă de gradul 1, gradul 2 și gradul 3. Prima treaptă a bursei este să ia după media din gimnaziu, după aceasta să ia bursa după notele reușită din școală, reușită a meseriei. Se dețin de cămin cu hrană alimentară, au stadion, masă de șah, este o meserie avantajoasă. Avem contract cu agenții economici, 4 agenți economici, anul 24, acum 25 avem un agent nou, domnul Dinu. La fiecare agent economic sunt angajați câte 3, 4, chiar și 5 elevi, care în timpul practicii muncesc câte 7 ore. Anul de studii, v-am spus că este 2 ani. La sfârșitul primirii diplomei, diploma este primită în două limbi, engleză și limba română. Învățătura este după curriculum, care este curricula de la minister aprobată. Sunt 14 module, primul an învață 7 module, de exemplu, prelucrarea legumelor este tehnica securității. Anul 2 iarăși încep mai profund cu bucațele din pește, bucătăria internațională, bucatele dietetice și multe, multe altele. Adică participăm și la concursuri, diverse concursuri, adică angajații care sunt la agenții economici, pe la banchete, depinde de imaginația bucătarului. Svetlana Angheluță, maestru-profesor a școlii date. Suntem în incinta sălii de studii la meseria plăcător cu plăci. Plăcător. Cât e frumos sună, câte cuvinte, câtă putere este pusă în acest cuvânt. De a placa suprafețe cu plăci naturale, plăci artificiale, care dau o frumusețe extraordinară la construcțiile noastre. Elevii care vin să-și facă studiile în școala dată, pe parcurs de 2 ani de zile, învață nu numai a placa suprafețele, dar tot ce este legat de construcție. Și zidăria, și tencuirea, inclusiv și multe lucrări din dulgherie. Elevii, făcând studiile, în afară de ceea ce trec în școală, ei trec și o practică la agenții economici, care sunt cu sediu în orașul Cimișlia, ca Miss Construct, Terzi, Alexandru, Ionel, Grosu, care sunt gata, cu brațele deschise, să-i primească la stadiul de practică pentru a învăța diferite lucrări care nu pot să le dai în centa școlii, dar la șantier ei le primesc. Școala profesională din Leova, cu sediu în Cimișlia, continuă admiterea la continuarea studiilor în învățământul dual. Până când sunt locuri, deci, la Cusători, programul de studiu 2 ani de zile, placator cu pleci,
Avem și la mecanizator locuri, dar și la automecanici, mecanici auto. Vreau să spun că deci aceste profesii sunt diferite de învățământul clasic prin faptul că învățământul dual învață, deci ce reprezintă, practic 30% de studiu este teoretic, 70% sunt învățământ, deci la agentul economic. Agenții economici de sală sunt selectați de Camera de Comerț, sunt acreditați, deci vreau să vă informez că vă așteptăm la școala profesională din Cimișlia, pe adresa Ștefan cel Mare 12, comisia de admitere lucrează de la orele 8 până la orele 14, de luni până vineri. Deci, totodată vreau să anunț că, deci să informez că cei ce vor face studiile sunt, vor fi asigurați cămin, care deci, diferă la prețul căminului anul acesta 120, la anul poate să schimba puțin, în diferență de cheltuieli care vor fi. Bursa, deci lunară, independență deci, de studiile care le faci, de stăruință. Primul semestru o să fiți deci, asigurați cu bursă independență de notele sau media notei din certificatul de studii care îl primiți. Totodată sunteți asigurați gratis cu prânz la amiază. Ce trebuiește pentru a depune actele de studii? Deci, actele de studii necesare. Buletinul de identitate, deci xerocopia buletinului sau certificatul de naștere. Certificatul de studii obligatoriu în original, certificatul de la primărie de stare a familiei, 4 fotografii, 3x4, color. Iată acestea, deci vreau să spun, mă anunț încă o dată, deci telefoanele de contact 0241-231-35, 0693-592-41. Și mai sunt, deci mai repet o dată, deci numărul de contact și de la Leova. 0263-221-85, numărul mobil 0693-59-241. Vă așteptăm la noi, la Cimișlia, deci la sediul din Cimișlia, pe adresa Ștefan cel Mare, 12. Vreau să anunț încă o dată meseriile care sunt, vor fi disponibili pentru programul de formare profesională în anul 2024-2025. Croitor, confecționist, îmbrăcăminte la comandă, mecanic auto, bucătar, placator cu pleci, operator la mașini agricole sau, deci, tractorist, mașinist în producție agricole. Vă așteptăm cu drag!